Lupii sunt animale extrem de periculoase. Văzându-i, vânătorii îi împușcă fără ezitare, însă este interesant faptul că vânătorii nu ating lupii neobișnuiți cu un semn alb pe corp. De ce? Există vreo explicație pentru asta? Da, și acum veți afla răspunsul la această întrebare, așa că pune un like și să începem! Pentru a înțelege de ce vânătorii nu le fac nimic lupilor cu pete albe, trebuie să ne întoarcem la o poveste. Odată, în casa unei familii formate din 3 persoane și un câine, a avut loc un incendiu. Din păcate, nu toți au supraviețuit, doar femeia și câinele negru cu pete albe. Femeia cu inima zdrobită a rugat conducerea locală să găsească un loc de muncă pe poziția de pădurar. Cererea a fost acceptată și femeia împreună cu câinele său s-au mutat într-o casă în pădure. Femeia treptat își venea în fire după tragedie și învăța să trăiască de nou. Prima perioadă, viața era destul de liniștită, însă într-un moment dat, femeia a început să observe că câinele ei dispare pe multă vreme în pădure. Era foarte îngrijorată, deoarece era cea mai dragă ființă din viață. Odată, așteptând câinele, femeia a văzut că el nu a venit singur, ci cu o lupoaică, care a decis să rămână cu ei. Femeia a înțeles de ce câinele dispare atât de des în pădure și a fost de acord să păstreze lupoaica și chiar le-a construit o cabină separată pentru tinerii îndrăgostiți. În ciuda grijii oferite, lupoaica nu voia să suporte prezența unui om și de fiecare dată când femeia se apropia de cabină, ea mărâia și își arăta dinții. Asta a durat mult timp, până când nu a avut loc un incident. Într-o noapte, câinele a început să facă gălăgie lângă ușă. Femeia a ieșit în curte, s-a dus la cabină și a văzut că lupoaica stătea întinsă pe saltea și abia respira. Apoi s-a întâmplat ceva la ce nimeni nu se aștepta. Lupoaica a născut câțiva pui, care aveau semne albe la fel ca și tatăl lor. Ar părea că viața doamnei după nașterea puiilor de lup trebuia să se schimbe în cea mai bună parte, însă fericirea nu a durat foarte mult timp. După o lună, câinele a murit protejat casa de urși. Femeia l-a îngropat lângă un mesteacăn alb, iar lupoaica a rămas cu doamna și i-a fost devotată până la sfârșitul vieții. În curând a avut loc un alt incident. Membrul consiliului local care i-a permis să devină pădurar femeii și să locuiască în pădure a decis să-i facă o vizită. În cale i-a sărit lupoaica, iar bărbatul deja își pregătise arma pentru a se apăra, dar în curând și-a amintit că acesta este animalul de companie a doamnei. În acel moment, lupul prin toate metodele posibile a arătat că trebuie să se grăbească spre casă deoarece s-a întâmplat ceva rău. Când bărbatul a ajuns, a văzut că femeia murise. După tragedie, lupoaica cu puii săi a plecat în pădure, iar 3 ani mai târziu a murit, iar trupul ei a fost găsit pe mormântul cățelului cu pete albe. Puii au crescut și au devenit conducătorii haitei lor. Localnicii știau această poveste și știau de ce lupii aveau pete albe pe corp. Drept respect pentru femeie, lupoaică și câine, vânătorii s-au înțeles să nu atingă niciodată lupii cu pete albe, iar lupii cu pete unice niciodată nu au atacat oamenii și animalele domestice. Această poveste confirmă încă o dată faptul că ei pot fi la fel de devotați ca și câinii. Lupii sunt loiali în relații. Intrând într-o relație, lupii rămân în ea pentru toată viața. Mai mult, primăvara, în perioada de rut, lupul și lupoaica pleacă din haită pentru a rămâne în doi. În plus, masculul participă activ la educația puilor și are mare grijă de ei. Lupul poate intra în altă relație doar dacă a doua jumătate nu mai este în viață. Lupul este unul dintre cele mai mari animale terestre. Cel puțin așa cred foarte multe persoane. De fapt, printre speciile mai mari există și câțiva lupi mai micuți. De exemplu, lupul indian. Înălțimea lui la graben este de 45-75 de centimetri și cântărește în jur de 30 de kilograme. În exterior, seamănă mai mult cu un câine decât cu un prădător sălbatic. Dar iată că lupul gri, adică cel obișnuit, este destul de mare. Lungimea corpului fără coadă ajunge până la 160 de centimetri, înălțimea la graben este de 90 de centimetri, iar greutatea ajunge până la 100 de kilograme. Pe lângă aceste specii există o altă specie majoră, lupul McKenzie. El cântărește mai puțin decât lupul gri, iar înălțimea este aceeași. Acești lupi au membrele lungi și groase, care îi ajută să meargă pe terenurile accidentate.
Aceste membre sunt foarte importante pentru ei, deoarece trăiesc în America de Nord și se stabilesc inclusiv în munții stâncoși. Lupii sunt prădători, deci nu este de mirare că ei cauzează probleme oamenilor. Câteva secole în urmă, lupii au creat foarte multe probleme fermierilor britanici și irlandezi. În Irlanda, în acea perioadă erau atât de mulți prădători încât profesia de vânător era aproape cea mai populară. În cele din urmă, localnicii au intrat atât de bine în rol încât până la sfârșitul secolului 17, toți lupii din Marea Britanie și Irlanda au fost omorâți. Deși, conform zvonurile, câțiva indivizi au fost întâlniți până în secolul 19. Acum, în Europa există foarte puțini lupi, dar oricum, multe haite au reușit să supraviețuiască în pădurile îndepărtate și zonele muntoase din România, Rusia și Grecia. De exemplu, în Italia sunt doar câteva sute, iar în Suedia în jur de 10. În Europa, lupii sunt foarte protejați și statul încearcă să păstreze numărul de specii, dar nu este atât de ușor. Toată lumea știe că lupii atacă în majoritatea cazurilor. Aceste animale, fiind prădătoare, sunt capabile să atace oamenii și astfel de atacuri deseori au un final trist. Dar adevărul este că poveștile despre atacurile lor sunt puțin exagerate, deoarece animalele nu se grăbesc să atace fiecare persoană care se află în raza lor de vedere și chiar preferă să evite oamenii. O excepție pot fi lupii flămânzi. În acest caz, ei devin agresivi și furioși și pot ataca orice văd în cale. Pe lângă asta, există un alt motiv pentru care lupul atacă o persoană. Dacă lupul este bolnav de rabie, în acest caz poate ataca fără niciun motiv. Lupul turbat este considerat cel mai periculos, deoarece rabia face ca animalele să fie foarte agresive și periculoase. Urletul lupului este una dintre trăsăturile cheie al lor. Urletul lor reprezintă un mijloc de comunicare. Când urlă, ei comunică cu rudele lor care se află departe de ei. Pe lângă asta, urletul poate fi atât singuratic cât și de grup și fiecare dintre ele are propriile sale funcții. Câinii domestici sunt foarte inteligenți și înțelegători, iar lupii par a fi mult mai deștepți. Oamenii de știință au descoperit că creierul unui lup este cu 15-30% mai mare decât creierul unui câine. Lupul poate reține mai multe informații utile și necesare decât un câine. De asemenea, oamenii de știință au organizat un experiment în care căței și lupii au fost nevoiți să deschidă o cutie cu bunătăți. Lupii s-au descurcat de minune, iar câinii au făcut față doar în 4 cazuri din 10. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și lăsați un comentariu. Cele mai bune vor apărea în videoclipul următor. De asemenea, abonați-vă la canal pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canalul nostru. Pe curând!